Salut! Bine ai venit în lumea lui Aflu! Dacă în episodul anterior am vorbit despre lacul Oașa, astăzi o să ne îndreptăm atenția în țara Hațegului sau Mica Elveție, sau mai bine zis în zona unde găsiți, de la castele la vulcani, la biserici monument, până la geoparcul dinozaurilor, munți sau mlaștini cu plante carnivore. Astăzi o să vorbim despre Biserica din Densuș. Vă invit să parcurgem împreună acest episod, în care veți afla cum istoria stă scrisă nu doar în pagini de carte, ci ea se împletește veac cu veac, deceniu cu deceniu, minut cu minut, exact în fața ochilor noștri. Se pare că această biserică leagă generații de generații și nu numai, culturi de culturi și popoare de popoare. Înainte de a parcurge acest episod, nu uita să te abonezi pentru a rămâne la curent cu fiecare episod nou. Nicolae Iorga a numit biserica fără pereche în toată românimea. Biserica Sfântul Nicolae din Densuș este un lăcaș de cult ortodox din județul Hunedoara, sat Densuș, aflându-se la o distanță de aproape 10 km de Hațeg, pe drumul național 68 care leagă județul Hunedoara de județul Caraș-Severin. Este una din cele mai vechi biserici din România, fiind depășită cu cel puțin un secol doar de biserica din Gioagiu, care se află tot în județul Hunedoara. Înfățișarea sa ciudată spune, și când spun ciudată mă refer în raport cu majoritatea bisericilor din țară, nu o face doar diferită, ci o învăluie în mister. Și pentru a elucida misterul, este necesar să vedem când a fost construită, cum a fost construită, de către cine și să aflăm mai în detaliu despre aceasta. Unii istorici consideră că biserica a fost ridicată undeva prin secolul al II-lea, și aici nu mă refer la biserică, ci la construcție. Alții în secolul 7, iar alții că ea datează din secolele 12-13. Biserica a fost ridicată pe ruinele unei construcții din secolul al IV-lea după Hristos. Și totuși, ea fiind ridicată pe ruinele unei construcții din secolul al IV-lea, personal, nu cred că ea datează doar din secolul 12-13, adică în 800 de ani cred că ruinele nu mai erau, de fapt erau ruinele unor ruine. Dar acesta nu e un argument științific sau istoric, așa că să mergem mai departe. În secolele 14-15, adică între anii 1401-1500, au fost adăugate pe latura sudică a bisericii încăperi anexe. Bun, înainte să trecem la date concrete, și aici mă refer la ceea ce e atestat documentar, o să vă spun câteva ipoteze sau legende care se împletesc cu adevărul istoric. Așadar, înainte de cucerirea dacilor de către romani, pe locul bisericii de astăzi, se spune că era un templu dacic care servea ca edificiu de cult pentru daci închinatului Zamolse. Și aici fac o paranteză și spun că e foarte posibil, fiindcă la doar câțiva kilometri se află Sarmisegetusa, unde există astfel de templu. După cucerirea dacilor, romanii prin generalul Longinus au ridicat peste templul dacic unul roman. Se spune de asemenea că în secolul al II-lea după Hristos, pe locul templului, romanii făceau jerfe, iar turnul care se vede și astăzi, servea drept coș de evacuare a fumului din templu. O altă ipoteză este aceea care susține că la originea lăcașului ar fi fost un monument funerar ridicat în memoria generalului Longinus, dar încreștinat în cursul secolelor 4-5, dar abandonat după anul 568. Legat de prima ipoteză, cea prin care însuși generalul a ridicat edificiul, acesta ar fi făcut acest lucru pentru a aduce mulțumire zeilor pentru cucerirea noii provincii bogate în aur, lemn, pământ, etc. Și acum să trecem la lucruri puțin mai concrete, dar care stau în strânsă legătură cu istoria dacilor și a romanilor despre care vă vorbeam. Biserica este construită în plan pătrat de circa 6x6 metri, cu naosul străpuns de un turn sprijinit pe o boltă și este dotat cu o adâncă absidă semicirculară. Întreaga construcție este acoperită cu plăci de piatră, iar majoritatea materialului său provine de la Ulpia Traiana Sarmisegetusa, care era capitala Daciei Romane. Totuși, este neclar dacă ele au fost aduse sau erau deja acolo, asta fiindcă. Stâlpii bisericii de astăzi sunt construiți din 8 pietre funerare romane, puse una peste alta, între ele și cea a lui Longinus, având ca însemn un cal arătând că răposații fuseseră cavaleri din armata romană. În altă ordine de idei, biserica este construită din pietre romane, iar înfățișarea sa poartă amprentele stilistice ale stilului romanic târziu. Cumva, ipotezele, dacă nu se confirmă, au măcar un sâmbure de adevăr. Prima mărturie scrisă despre biserica din Densuș datează din anul 1360, asta datorită celui mai vechi preot cunoscut cu numele și anume Dalc. Participant la 2 iunie 1360 la un scaun de judecată ținut în Hațeg. Specialiștii în arheologie medievală tind să încline pentru apartenența construcției la marea familie a edificiilor gneziale românești din secolele 12-14,
cu indicarea nobilor Hatzegan Mușana, drept ctitori ai Lăcașului, care este datat în ultima treime a anilor 1200. Cu alte cuvinte, ceea ce au scos la iveală arheologii nu este o ctitorire a bisericii, ci o rectitorire, asta fiindcă ea datează cu mult înainte, chiar dacă sub altă formă. Ok, și acum să vorbim puțin despre picturile bisericii, fiindcă și aici sunt foarte multe lucruri interesante, de la Iisus în ie românească până la musulmani. Pictura murală a monumentului datează din secolul al XV-lea, dar între anii 1566-1720, freșcele interioare au fost acoperite cu un strat de var. Cu ocazia săpăturilor arheologice și a decapărilor din anii 1961-1962, au fost scoase la lumină mai multe scene acoperite până atunci cu var. S-a observat atunci opera a trei zugravi. Doi dintre aceștia nu sunt cunoscuți, dar se pare că au lucrat concomitent. Un al treilea zugrav a fost identificat ca fiind Ștefan, asta deoarece și-a lăsat semnătura pe una dintre picturi. Se cunoaște de asemenea și anul în care acesta realiza pictura, anul 1443. Ștefan este considerat meșterul principal, fiind autorul picturilor întregului altar, al primelor două registre superioare din Naos și al icoanei de hram. Acesta și-a înscris numele în partea de sus a pilei din stânga intrării în biserică. Aici a pictat Ștefan. Inscripție completată cu o alta tot în slavonă, aflată sub fereastra de pe latura sud-estică a apsidei altarului. Registrul inferior al picturilor a fost efectuat de un alt zugrav, pare să un ajutor al lui Ștefan, dar care, după modul de a picta, aparținea mediului artistic local. În schimb, Ștefan era un pictor destul de cunoscut la acea vreme, fiind unul dintre primii zugravi români, exponent al ambianței artistice sud-carpatice, dezvoltate în jurul mănăstirii Curtea de Argeș. Picturile sau ansamblul mural pare a fi o donație a cnezilor din familia Mânjina, deoarece în favoarea acestei ipoteze vin trei însemnări slavone de pe stâlpii centrali ai navei, una din anul 1566, atestând moartea lui Andrieș Mânjina, iar celelalte două sunt nedatate și incomplete. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, potrivit unei inscripții româno-chirilice, a fost pictat iconostasul de lemn, 1789 Popa Simeon Zugrav. Aceluiași meșter îi se datorează și decorul mural care împodobea odinioară peretele apusian al Naosului, înfățișând judecata de apoi, dar acesta a fost distrus în cea mai mare parte. Un lucru interesant este reprezentat de faptul că într-o pictură este afișat Iisus purtând ie românească. Acest fapt nu se întâlnește în alte biserici. După anul 1800, biserica se regăsește într-un stadiu avansat de degradare, iar localnicii voiau să o demoleze, fiind salvată de autoritățile vremii austro-ungare, care au declarat-o monument istoric în anul 1870. Și tot autoritățile vremii au dat o importanță majoră începând cu anul 1871, valoroase picturi a bisericii. Un alt lucru interesant este acela că dacă vizitați biserica, veți vedea că sfinții pictați pe pereți au ochii scoși cu tocute în cuială. Sătenii spun că ochii sfinților au fost împunși de către cotropitorii musulmani, adică turcii, ca răzbunare pe creștinii pe care doreau să-i cucerească. Așadar, să recapitulăm în alți termeni. Fie că au fost daci, fie că au fost romani, fie turci, fie dorința locuitorilor datorită stării edificiului, fie austro-ungari sau comuniști, biserica a rămas în picioare. În continuare vă voi spune pe scurt istoria bisericii în funcție de statutul confesional, fiindcă, după cum v-ați dat seama, ea nu a fost doar a bisericii ortodoxe în lunga sa istorie. Așadar, de pe la jumătatea secolului al XVI-lea, vreme de două secole, Lăcașul ar fi deservit atât comunitatea religioasă ortodoxă, cât și cea reformată, nemeși, protestanți și maghiarizați. Cu alte cuvinte, într-o zi se slujea pentru ortodoxi, în alta se întorceau icoanele invers și se slujea pentru reformați. Un document din 20 ianuarie 1702 spune că în anul respectiv, nobilii satelor hatzegane au pus baze unei parohii calvine locale, iar biserica a servit acestora. La început de secolul XVIII, edificiul a fost preluat de uniți, fiind înregistrat de recensămintele ecleziastice ale anilor 1733 și 1750. Și-a păstrat acest statut confesional până la ampla mișcare religioasă a călugărului Sofronie de la Cioara. Astfel, în anii 1761-1762 a revenit obștii ortodoxe, dar în deceniile următoare a fost înstrăinată din nou. După anul 1949 a revenit bisericii ortodoxe în urma interzicerii de către statul român comunist a Bisericii Române Unite cu Roma, adică a greco-catolicilor.
Istoria poate fi complicată, dar ea ne învață multe. Iar din istoria acestei biserici, cred că putem învăța următoarele. 1. Să nu distrugem ceea ce ne aparține doar fiindcă urâm acel ceva. Ca exemplu, de la daci până astăzi, orice asupritor sau orice regim nu s-a avântat în a distruge complet identitatea și a lăsat acolo undeva un sâmbure de adevăr. 2. Noi oamenii putem să conviețuim în pace și să ne așteptăm rândul la stăpânii ceva. Exemplu, de la reformați la ortodox sau alte confesiuni, toate au stăpânit pe rând biserica sau chiar în același timp, dar nu au distrus zăcașul doar pentru că în trecut a fost de altă confesiune sau statut. Bun, și iată ne ajungi la final. Dar nu o să vă las așa ușor. Pe lângă tona de informații deja expusă, vă mai las una. Înainte de intrarea în biserică, există o piatră funerară sub care își doarme somnul de veci un preot din Măceu cu o poveste tristă. Povestea o să vă spun în episodul următor. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uita să te abonezi, să apeși butonul de like și să lași un comentariu cu părerea ta. Eu am fost Aflu și până data viitoare, un indiciu. Acum e sub apă.